Astăzi, în Biserica Ortodoxă, prăznuim arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim și pomenim pe Sfinții Mucenici Acachie și Codrat. Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim a avut loc în anul 351, în dimineața zilei de 7 mai, în timpul domniei împăratului Constanțiu, fiul Sfântului Constantin cel Mare. În acea vreme, arianismul dezbina Biserica lui Hristos pentru că învățătura greșită câștiga teren în inimile celor puțin credincioși. Chiar și după primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325, mulți dintre creștini au fost înșelați de false învățături. În multe locuri, arienii erau majoritari, iar cei ce păstrau ortodoxia neîntinată se aflau în minoritate, fiind cel mai adesea persecutați și chiar omorâți de eretici. În acest context a avut loc în luna mai a anului 351 apariția semnului Sfintei Cruci la Ierusalim. În mijlocul zilei, deasupra Ierusalimului, în duminica Cincizecimii, după calendarul vremii de atunci, s-a arătat pe cer o cruce luminoasă care se întindea de la Golgota, locul răstignirii lui Hristos, până la Muntele Măslinilor. Istoricul Sozomen descrie această minune și spune că, în lumina crucii, s-au convertit o mulțime de păgâni și de iudei la creștinism. De asemenea, dintr-o scrisoare pe care Sfântul Chiril, Patriarhul Ierusalimului, o adresează împăratului, aflăm faptul că Sfânta Cruce a rămas pe cer timp de 7 zile. Această minune dumnezeiască a întărit pe cei ce se aflau în dreapta credință și a contribuit la întoarcerea multor arieni în sânul bisericii. Sfântul mucenic Acachie a trăit în timpul împăratului Maximian, fiind originar din Capadocia. Cariera pe care a urmat-o a fost cea de soldat, cu timpul ajungând un ostaș cu grad important în oastea imperială. Pentru că din când în când în armata romană se organizau jertfe idolești, iar aceasta pentru a fi descoperiți cei ce erau creștini, Sfântul Acachie a mărturisit numele lui Hristos. În urma mărturisirii a fost trimis la judecată, primind chinuri cumplite pentru credința sa. Astăzi, în Biserica Ortodoxă, mai sunt pomeniți Sfinții Mucenici Rufin, Saturnin Maxim și Sfântul Cuvios Ioan Psihaitul.